Merele de Voinești, Dâmbovița, indiferent de soi, sunt celebre pentru aroma și calitățile lor nutritive. Din tată în fiu, în această localitate, toată lumea se ocupă cu pomicultura. Mândria este, însă, frumosul de Voinești, un soi creat în laborator la stațiunea de cercetare pomicolă de aici, care reunește calitățile mai multor sortimente de mere. Inginerul Florin Neagu vine la Târgul cu Bunătăți cu o minunăție de suc de mere de Voinești, produs pe care l-am gustat și noi. Parfumul și gustul excelent sunt întrecute doar de proprietățile nutritive deosebite ale acestui produs. Și dacă vă mai spun că 2 litri costă 15 lei, veți uita de sucul cu conservant de la supermarket. Suc de mere făcut de mere de Voinești, care e un adevărat miracol pentru sănătatea oamenilor. Un român încă nu știe cât de ce minun face sucul de mere pentru sănătate. Cine are probleme cu rânii, cu fierea și ficatul, o rezolvă lejer cu suc de mere. Elimină toxine din corp, curăță ficatul, reduce colesterolul, dizolvă pietrele la rânii și la fiere. Deci asta e făcută practic pe câteva persoane, care 10 persoane, 7 persoane cu fiere, cu pietre la fiere și 3 cu pietre la rânii. A scăpat un studiu, așa? Nu, a scăpat, le-am dat, a făcut cură, nu face înseamnă să bei o sticlă și scap de rânii. Face o cură din asta și scapă fără probleme, să mai face o operație. Îl costă la spital poate 15-20 de milioane și plus chinul, că nu are organul. Cum e făcut? Conservant? Nu, nu are conservant. E făcut proaspăt. Eu îl fac azi, îl dau mâine. Omul păsează la frigider sau cum e acum frig în balcon deschis. Cum îl stoarceți? Cum aveți o mașină? O instalație rămțească care toacă, presează și filtrează. Nimic altceva. Omul le-l bagă ori la frigider, ori în balcon deschis acum cât e frig. Când, vara când e caldă, îl bagă frigider. Eu fac și vara, cât am bere. O sticlă de asta? O sticlă de asta în frigider între 10 zile și 20, în funcție cum e la frigider. Unul e la mai tare, unul mai la rece, unul mai la încet. E suficient pentru a bea ceva fără conservanți. Aveți dumneavoastră livadă cu mere? Eu produc și merele, eu produc și sucul. Cât e de muncă? E destul. Oameni băgăm numai la cureți de mere, atât. Câțiva oameni la cureți de mere o săptămână, restul le scurcăm familia. Fără nicio probleme. Așa ați prins dumneavoastră de la părinți sau ați luat o afacere? Nu, așa am prins de la părinți, dar m-am extins, de extinde. Sucul de mere la noi în România e foarte ieftin. În Occident, prima dată când am făcut suc de mere, când am dus instalația în Germania și am făcut suc de mere, am un vecin care are o soră în Germania. Și mi-a spus așa, băiam cu el un pahar de 200.000, știi cât e un pahar ăsta în Germania? 3 euro. Același lucru mi-a spus-o într-un târg, o doamnă ingineră care a lucrat la... Nu străinătate, care a lucrat la Fundulea, ingineră, și acum vinde plante medicinale, nu-i spun numele, și are fetele în Germania. Același lucru mi-a spus. În Germania, 200.000, 3 euro. Vă dați seama că asta trebuie să fie 30 de euro. Dumneavoastră unde vindeți? Doar în târg sau în magazine? În târg, nu în magazine, pentru că în magazine e greu să intri și vrea să le apă degeaba să vândă scump. Deci le-a dat mie mai bătă degeaba să-l vândă scump la român. Așa îl dai eu mai ieftin la român. Un suc ăsta, rămâne extraordinar ieftin. Intră sucul la 4 kg de mere, vă dați seama? Se poate spune că e o afacere, adică trăiți Nu, ca să trăim. Decât să le trăim, nu să ne îmbogățim. Să trăim așa, să nu murim. Atât. Mai sunt și unii care fac, am văzut, că îl dă ieftin. Dacă îl dă ieftin și bă cu 60, cum să dai o strică cu 60 când intră 4 kg de mere? Atât la... intră în 2 litri. Sucul la 4 kg de mere. Atunci înseamnă că la nu mai e natural 100%. Fără coajă. Nu, numai sucul. Sucul la 4 kg de mere intră într-o sticlă asta. Dacă îl dau mai ieftin, înseamnă că nu mai e 100% natural. Sucul ăsta are zahăr în el? Nu are nimic. Deci nu-i punem absolut nimic. Nu-i punem zahăr, nu-i punem ingrediente, nu-i punem absolut nimic. Ce soi de mări este? 3 combinații, 3 soiuri. Întotdeauna fiecare vine cu aroma lui, cu gustul lui, fiecare specificul lui. Și atunci face un pasaj, cum face la vin. Și unul trebuie să fie un pic mai dulce, ca să nu fie nevoie de zahăr, nu? Dar noi, și nici la Ionatan, care totul e dulce, pentru că se extrage zahărul și dând pulpa care rămâne și o dă la animale, sau la udă, la animale mele, la vecini, nu mai are pulpa, atât nu știu dacă mai are 1 sau 2% zahăr decât a avut.
exact tot. Păcat că nu puteți și cu coajă, că se spune că în coajă nu, păi, cu coajă cu tot. Da? Păi să toacă cu coajă cu tot. Merele din care este preparat sucul cresc în livada domnului Neagu fără a fi tratate chimic.